Bună! Este joi 13 octombrie. Sunt la etajul 2. Începe să prindă contur școala noastră nouă. Sunt foarte încântată. Sunt foarte nerăbdătoare. Răbdarea este momentul meu ăsta pusă foarte mult la încercare. Abia aștept marea schimbare, marea mutare. Abia aștept să văd fețele copiilor. Sper eu încântați la fel ca și mine și entuziasmați de lucrurile astea frumoase pe care încercăm să le facem pentru ei. Școala arată superb, s-a muncit non-stop, până noaptea târziu și în momentul ăsta etajul 2 este aproape gata. Și vreau să vă arăt cum arată. Și știu că mă repet, că tot vă zic că sunt clase mari și luminoase și spațioase, dar așa este. Și mi-e foarte drag să mă plimb pe aici. Urmează să punem o mochetă foarte frumoasă și foarte calitativă. Uitați-vă ce spațiu frumos! Da. Și weekendul ăsta eu cu Adrian vom fi foarte busy, abia aștept ziua de sâmbătă, pentru că o să începem să decorăm, să aducem din panouri, din poze, din tablouri, uite și pe prințul meu. Bună. Și e ceva fantastic. Asta este o mică cancelarie, v-am mai tot arătat-o. La etajul 2, o mică cancelarie de refugiu pentru profesoare între cursuri, să aibă un moment de respiro. Aici a fost turnată cu vreo 2-3 zile șapa. Ce aș face video non-stop ca să surprind etapele. Etapele acestea ale transformării. That's it for now. Bine, hai, pa!